De-a lungul timpului, data sărbătoririi zilei Paștelui a fost calculată după calendare diferite, ceea ce a făcut ca sărbătoarea să fie săvârșită în zile diferite. Aceste diferențe, care uneori însemnau și 4 săptămâni, au creat controverse și dezbinări în unele biserici. Pentru a se realiza o uniformizare a sărbătoririi Paștelui, în cadrul primului sinod ecumenic de la Nicea din anul 325 s-a stabilit. Paștile vor fi sărbate totdeauna duminica. Această duminică va fi imediat următoare, lunii pline de după echinocțiul de primăvară. Atunci s-a hotărât ca Paștele creștin să fie calculat după următorul principiu. Prima duminică cu lună plină după echinocțiul de primăvară. Și cu mențiunea că în momentul în care sau în cazul în care va cădea odată cu Paștele evreiesc, să se decaleze cu o săptămână. În contrast cu toate celelalte sărbători creștine care depind numai de mișcarea soarelui, ziua de Paște depinde atât de mișcarea soarelui, de care la rândul său depinde echinocțul de primăvară, cât și a lunii. Revenind la Paște, diferă din punct de vedere calendaristic, pentru că Biserica Romano-Catolică are ca punct de referință în calcularea Pascaliei calendarul gregorian, pe când Biserica Ortodoxă calendarul iulian. De aceea, Paștele poate varia. În actuala situație, Paștele Ortodox poate pica între 4 aprilie, care este data cea mai timpurie, până la 8 mai. Dacă în cazul Paștelui Biserica Ortodoxă păstrează calendarul iulian, la care se și raportează, la Ierusalim Lumina Sfântă se coboară în ziua de duminică, atunci când creștinii ortodoxi serbează Paștele, cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Este un lucru important care ne arată de fapt că noi trebuie să accentuăm sărbătoarea și pe cel pe care noi îl avem înainte, adică pe Mântuitorul Iisus Hristos, cel care sfințește și timpul de altfel. În ultimă instanță, stabilirea datei de Paște este o problemă pur administrativă. Dacă semnificația sărbătoririi este luată în considerare, în ce duminică din calendar este sărbătorită ziua de Paște nu mai are atât de multă importanță.